Cumpără sunt și NFC25 de pe Yosemite folosind linkul din descriere și folosește codul UNRELABYTE pentru 6% reducere. Mai multe detalii în descriere. Manchester United este o echipă foarte bună din Premier League, însă sezonul 2024-2025 nu a început deloc bine. În primul rând a pierdut FA Community Shield și continuă să piardă meci de meci, din păcate. Ia momente față când filmează acest videoclip, este pe locul 14, foarte, foarte grav pentru ei. Așa că în videoclipul acesta o să-l dăm afară pe Ten Hag, pentru că oricum este un manager foarte slab. Și o să vină UNRELABYTE la echipă timp de 10 sezoane și o să facă echipa Manchester United cea bună echipă din lume. E bine, și am ajuns aici la Manchester United, unde urmează să o preluăm timp de 10 sezoane, prima simulare de 10 sezoane pe acest canal, așa că dacă vă place și apreciați ce fac acolo, apăsați butonul de like să strângem 100 de like-uri dacă se poate la acest videoclip. M-aș bucura enorm să văd că se strânge atâtea like-uri și că susținerea este foarte mare din partea voastră. Iar la simularea aceasta, desigur, ca să o facem mai interesantă, trebuie să adăugăm obiectivele care sunt în felul următor. Niște obiective destul de grele, mai ales acolo la Champions League trebuie să câștigăm destul de multe, trofeele sunt destul de multe și ele, desigur să nu uităm și de balonul de aur. Cu aceste obiective și dacă le completăm, desigur, eu zic că o să reușim să salvăm Manchester United odată pentru totdeauna. Iar acum, haideți să trecem la echipă. Unde, să fiu sincer, arată ok, nu arată foarte, foarte grav, e poate cu Antony acolo în dreapta arată, dar în rest echipa arată destul ok. Chiar arată destul ok, în viața reală nu înțeleg de ce nu merge echipa asta, nu, ceva are echipa asta, nu merge, poate din cauza la Antony, dar nu că el este de GOAT, Antony este de GOAT. Iar la echipa aceasta, sincer să fiu, a schimbat formația. Clar, o formație de genul nu este potrivită pentru această echipă, așa că primul și în primul rând, haide să schimbi o formație. Ei bine, și aici nu, haide să folosim această formație, un 4-2-4, destul de mult pe atac, însă eu zic că asta îi trebuie lui Manchester United. Însă ce mai trebuie la echipă este, sigur, jucători noi. Acești jucători sunt destul de buni, însă eu cred că se poate mult, mult mai bine. Așa că prima oară, haide să vindem niște jucători de la echipă. Bun, și acum haide să dăm... Bun, și acum haide să luăm rând pe rând să vedem de cine nu avem nevoie absolut deloc. În primul rând, Maguire o să plece clar de la echipă. Casemiro la fel o să plece, chiar dacă are experiență, o să plece de la echipă. Eriksen o să plece la echipă. Antony e the GOAT, nu știu dacă s-a schimbat pe Antony. E the GOAT, da, nu s-a schimbat pe Antony, Antony rămâne la echipă, e the GOAT. Și eu zic că restul chiar ar destul ok, da, cam atât aș vrea să pun cei care mai ajungeau în primul 11. În mijloc o să vreau să-i folosim desigur pe Maino sau Ugarte, împreună cu desigur Bruno Fernandes, dar cred că avem cam mulți mijlocași noi. Adică ar fi o idee să mai scoatem din ei. Așa că o să plece și Mount de la echipă. Iar acum, pur și simplu, zic să așteptăm oferte pentru acești jucători și după aceea să ne băgăm la transferat, pentru că am niște idei destul de bune pentru această echipă. E bine, și Casemiro va pare îmi pleacă la Liverpool, destul de nașpa acolo, dar e ok, ne scoatem bani pe el. Pleacă și Eriksen la Bournemouth, un transfer destul de bun, am primit niște bani buni pentru el. Și pleacă și Lord Maguire, pleacă la Newcastle, o echipă destul de bună, perfectă pentru el. E bine, și acum după ce am vândut câțiva jucători, echipa chiar e mai goală, chiar e mai goală, se vede că a rămas zice spațiu la echipă. Mai nou să vreau să joace în primul 11, sper să nu joace cu Garde, deși este destul de bun și el, avem nevoie de Mai nou aici pentru că are potențialul destul de mare. Iar primul transfer pe care o să-l facem o să fie pe poziția de portar. Onana nu se scurcă aproape deloc, clar avem nevoie de un portar mai bun decât el. E bine, și cred că portarul perfect pentru noi ar fi Diogo Costa de la Porto și vedem că s-a băgat aici Napoli pe pir, așa că o să ne băgăm repede să transferăm un jucător oricum foarte, foarte bun. E bine, și vine aici Diogo Costa la echipă, un portar chiar foarte bun. Și acum cu Diogo Costa acolo pe poziția de portar, trece la următoarea poziție pe care aș vrea să o schimb, și aceea este de un left back. Mazraoui oricum este un jucător destul de bun, însă eu zic că Dalot este mai bun decât el. Poate nu foarte mult, dar ce puțin are o valoare mare momentan. Dar eu zic că putem să găsim un left back mai bun decât Mazraoui sau decât Dalot. Iar pe left back, desigur că trebuia să fie aici Nuno Mendes. 83 overall, 22 ne arată chiar foarte, foarte bine, așa că haide să-l transferăm și pe el. Ei bine, și vine și Nuno Mendes la echipă, un left back chiar foarte bun, vine la echipă. E bine, și acum echipa, eu zic, arată mai bună. Cu tactica noastră, cu noul nostru left back și cu noul nostru portar, doi portughezi la echipă, eu zic că o să scurce mai bine, cel puțin așa ar trebui. E bine, și haideți să spunem sezonul cu numărul 1, să vedem ce reușește să facă Manchester United în primul. Sezonul cu numărul 1 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine, chiar foarte, foarte bine. Au crescut destul de mult jucătorii, Nuno Mendes la 86, însă din păcate aici De Ligt este accentat, totuși 86 pentru el.
Bruno a ajuns la 89, foarte, foarte bine acolo. Garnacho și el la 82, însă văd că este cam supărat. Iar atacul nostru arată ok, chiar arată ok. Totuși, haideți să vedem ce a reușit să facă și se pare că Højlund cu 33 de goluri, bine acolo, chiar foarte, foarte bine. Bruno în spate cu 21, Rashford cu 18, Ziyech mai greu, 14 goluri. Amat se pare că a jucat 60 de meciuri, ok, mă surprinde, 81 overall pentru el. Iar la asisturi este Bruno cu 16 asisturi. Iar în ligă se pare că trenul pe locul 4 este perfect pentru că o să prindem un loc la UEFA Champions League și uitați-vă cum arată tabelul. Așa ar trebui să arate în fiecare sezon și în viața reală. City pe 1, pe 2 Liverpool, pe 3 Arsenal, Manchester United, Spurs și de aici în jos nu prea interesează așa de mult. În FA Community Shield se pare că pierdem cu 4-2, asta n-am reușit să schimbăm. Câștigă aici Manchester City, însă câștigăm Emirates FA Cup cu 3-1 versus cei de la Coventry. Totuși avem un trofeu în acest sezon. Însă Carabao Cup putea să avem două trofee, ba chiar trei de fapt, dacă să luăm și FA Community Shield. Pierdem din păcate Carabao Cup în finală versus cei de la Liverpool. În UEFA Europa League, unde știm că a jucat aici Manchester United, a terminat pe locul 6 în tabel cu 16 puncte, unde mai departe în Round of 6 o scoatem pe Olympiacos cu 5-2 la general, însă în quarter finals ne scoate AS Roma cu 3-2 la general și câștigă Olympique Lyon, ok, ok, o finală interesantă. E bine și în al doilea sezon, haideți să vedem ce reușește echipa noastră să facă. Iar arată destul de bine, din păcate aici The Ligt încă este accentat, însă eu zic că o să-și revină. Însă ca transferul sezonul acesta, haideți să vedem. În atac, echipa poate să crească. Ziyech, am încredere în el, Højlund la fel am încredere în el, pe stânga însă Rashford, cam greu, cam greu și are 27 de ani. Ar fi ideea să-l punem pe banca de rezerve și să luăm un nou left winger la echipă. E bine și de ce nu, haideți să transferăm pe Kvaradona aici, un jucător foarte, foarte bun, 5-5, 87 overall, 24 de ani, o să ne coste ceva, dar clar o să rupă la echipă, cu siguranță. Așa că haideți să-l cumpărăm pe Kvaratskhelia. E bine și Kvaratskhelia vine la echipă pe o sumă destul de mare, 130 de milioane de euro pentru el. E bine și acum cu Kvaratskhelia pe partea stângă, chiar arată destul de bine echipa, atât să mai crească și Garnacho, cât și atacul nostru, Ugarte dacă poate să crească și el, și eu zic că o să arate foarte, foarte bine echipa. Din păcate ne-am irosit cam toți banii, așa că nu mai putem să mai transferăm pe nimeni, așa că mergem direct și simulăm sezonul cu numărul 12 în ce reușește să facă Manchester United. E bine, sezon cu numărul 2 s-a terminat și el, hai să vedem cum arată echipa și echipa chiar arată destul de bine, Kvaratskhelia la 90 overall, Bruno la 91 și atacul nostru chiar a crescut destul de mult, ba chiar aici Ahmed, parcă așa-l cheamă, a intrat aici pe partea dreaptă în locul lui Garnacho, pentru că aparent Garnacho s-a cam oprit din creșterea overall-ului și Ahmad aici i-a luat fața. Iar la stațiu vedem că este Ziyech cu 24 de goluri, Kvaratskhelia cu 23, Højlund cu 16, destul de bine acolo, iar la asisturi este desigur Bruno Fernandes. Iar în Premier League se pare că terminăm pe locul 4 cu 76 de puncte, destul de bine, însă câștigă aici Arsenal cu 93 de puncte. Reușim totuși să câștigăm FA Community Shield versus cel la Manchester City cu 3-0. Din păcate pierdem finala Emirates FA Cup cu 2-1, ne bate Arsenal. Carabao Cup se pare că câștigă aici Chelsea, iar în Champions League se pare că terminăm în tabel pe locul 4. Cu 17 puncte, foarte, foarte bine. Însă în Round of 6, din primul meci, ne scoate aici Atletico Madrid cu 5-2 la general și câștigă PSG. Ok, interesant. În sezon numărul 3, haideți să vedem ce putem să facem la echipă. Echipa în atac arată destul ok. Ahmad am încredere în el că o să crească, având în vedere că i-a luat fața lui Garnacho. Ugarte și el arată destul de bine acolo în mijloc, însă cred că putem să găsim un mijlocaș mai bun decât Ugarte. Ugarte să intre desigur pe banca de rezerve. În rest, echipa chiar arată foarte, foarte bine. E bine și de ce nu, haideți să-l transferăm pe Camavinga de la PSG aparent. O să ne coste destul de mult, chiar foarte mult, undeva la 130 de milioane de euro. Însă are 23 de ani, 88 overall, clar trebuie să-l luăm la echipa noastră. Așa că haideți să-l transferăm. E bine și Camavinga vine la echipă pe o sumă colosală de 145 de milioane de euro. E bine și acum cu Camavinga acolo în mijloc împreună cu Bruno, mijlocul nostru este pregătit pentru acest sezon, cât și toată echipa de altfel. Așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 3 să vedem ce va reuși să facă acum cu noul transferat Camavinga Manchester United. E bine și sezonul cu numărul 3 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. Wow, cât de mult a crescut echipa noastră, din păcate Camavinga nu a crescut, însă Ziyech
cu Hoylund au crescut destul de mult. Amad a crescut în continuare, fundașii noștri la fel, chiar arată foarte, foarte bine echipa. Iar la goluri vedem că este Amad cu 28 de goluri, surprinzător, wow! Chiar nu mă așteptam la acest jucător să crească atât de mult. Zirkzee și el cu 26 de goluri, Varaschelia și el cu 19 și la asisturi este Amad cu 16 asisturi. Și la goluri și la asisturi este cea mai bun. Însă în Premier League în continuare nu reușim să câștigăm, suntem departe de locul 1, adică de Manchester City, care vedem că a câștigat Liga cu 93 de puncte, noi din păcate am reușit doar 74 de puncte. Însă totuși reușim să câștigăm Emirates FA Cup cu 3-2 versus cei de la Fulham. Câștigăm și Carabao Cup la penaltiuri versus cei de la Arsenal, îi batem cu 5-4 la penaltiuri. Iar în Champions League se pare că terminăm data asta pe locul 15 în tabel, unde dăm de Slavia Praga, și o batem cu 5-2 la generală, însă în round of 6 ne scoate Bayern München cu 4-2 la general și câștigă, cine câștigă? Câștigă City, hai mă pe bune. În sezonul cu numărul 4, haideți să vedem ce putem să facem la echipă în continuare. În primul 11, sincer, arată foarte bine echipa. Poate ar trebui să-mi schimb pe Dalot, dar eu zic că este foarte bun acolo pe dreapta. Iar banca de rezerve, doar uitați-vă cât de bine arată. Poate cine știe, o Nana merită să fie în primul 11, dar o să las în continuare pe Diogo Costa. Banca de rezerve arată bine, primul 11 arată bine, nu cred că avem nevoie de un transfer în acest sezon. O să mă bag eu desigur să fac diferit în planurile, dar în rest nu prea am ce să fac. Așa că haideți să zicem să vedem ce va reuși să facă echipa noastră care este destul de bună în sezonul cu numărul 4. E bine, și sezonul cu numărul 4 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine, chiar arată destul de bine. Atacul nostru full 90, vedem totuși că Bruno Fernandes a început să scadă, are 33 de ani totuși, iar per total, să fiu sincer, echipa chiar arată destul de bine. La stats-uri totuși sunt curios să vedem cine a reușit aici, Zirze cu 36 de goluri, bine aici, Bruno cu 21 de goluri, Varaschila cu 19 și la asistor probabil că este Bruno Fernandes. Iar în Premier League se pare că reușim să câștigăm cu 23 de puncte, bine acolo câștigăm Premier League. City destul de departe, 80 de puncte, 13 puncte diferență. Reușim să câștigăm și FA Community Shield cu 4-2 la penaltiuri versus și la Manchester City. Emirates FA Cup câștigă aici Newcastle, iar Carabao Cup din păcate pierdem versus cei de la Arsenal cu 3-2. Totuși în Champions League vedem că terminăm tabelul pe locul 16 cu 11 puncte, unde mai departe o scoatem pe Lazio cu 4-3 la general, însă în round of 6 ne bate RB Leipzig cu 5-3 la general, dar nu putem să facem deloc, deloc față aici în Champions League, foarte, foarte greu, și câștigă Real Madrid, na, categorie logic. În sezonul cu numărul 5, haideți să ne începem să facem la echipă. Bruno a scăzut după cum știm, are 33 de ani, însă nu cred că este încă timpul să îl înlocuim. Iar așa dacă mă uit la echipă, echipa chiar arată foarte, foarte bine, îmi surprinzător cât a crescut, dar sunt sigur că la un moment dat o să trească să schimbăm mulți jucători deodată. Totuși mai avem jucători care mi-ar putea să mai crească la echipă, deci în acest sezon nu are să-ți face niciun transfer, deși știu că am destul de mulți bani, avem 288 de milioane, poate mai păstăm puțin bani ca să facem un transfer bombă la echipă. Dar în sezonul acesta eu zic să nu transferăm pe nimeni, o să fac desigur de în planurile și trecem la simulare. Așa că simulăm sezonul numărul 5 să vedem ce reușim să facem în continuare cu Manchester United. Întrerup acest video Kishmaker pentru a vă arăta un site foarte interesant și frumos de unde vă puteți lua echipamente de fotbal. Site-ul se numește Soccer Atos, unde vă puteți alege foarte multe variante de tricouri. Vă puteți de asemenea crea și un cont și vedeți că au destul de multe reduceri, iar la costumizare vă puteți seta de sigur mărimea, dacă vreți cu nume sau fără nume, și vă puteți lua tricoul la un preț foarte bun care variază în funcție de cum vreți să-l costumizați. De asemenea, calitatea este destul de bună, după cum puteți vedea în acest videoclip pe care l-am făcut foarte rapid. Acest tricou de la Manchester United, kitul lor este de la Adidas, este foarte, foarte elastic, ba chiar este făcut și 100% din poliester. Iar la checkout aveți de sigur livrare gratuită, mai multe metode de plată și dacă folosiți codul Unreal pe acest site aveți o reducere de 10% pe care puteți să-l folosiți și să economisiți niște bani. De asemenea, aveți suport 24/7, așa că intrați pe link-ul în descriere și curați-vă cel mai fresh tricouri. Vă las în continuare cu videoclipul. Ei bine, și iată că sezonul numărul 5 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. Au crescut, uite, Zirza 93 overall, însă vedem că Hoylund este accentat și cred că a ratat multe meciuri bune. Bruno Fernandes și în continuare scade, totuși are 34 de ani, dar în afară de chestia asta, echipa chiar crește în continuare. Iar la stats-uri aici, Zirze în continuare cu 31 de goluri, Hoylund cu 28, pentru că a jucat până la urmă 60 de meciuri,
Amat cel cu 18 goluri și la asisturi se pare că este Bruno Fernandes cu 13 asisturi. Și se pare că reușim să câștigăm Premier League. Surprinzător, a doua oară la rând, câștigăm Premier League cu 77 de puncte. Distanța totuși destul de mică de Arsenal, doar 2 puncte diferență. Câștigăm totuși și FA Community Shield versus Newcastle. Emirates FA Cup câștigă cea West Ham, iar Carabao Cup pierde din păcate versus la Brentford cu 2-1. Totuși în Champions League terminăm în grupa pe locul 11 cu 14 puncte, unde mai departe o scoate pe Benfica cu 8-3 la general, însă mai departe, tot în round of 16, deci numai în round of 16 pierdem, numai aici. Cu 6-2 la general ne bate Juventus și câștigă AC Milan. În sezonul numărul 6, haideți să vedem ce puteți face în echipă. În primul rând, Bruno Fernandes, cred că este timpul să-l punem pe banca de rezervare. 34 de ani, 88 overall, eu zic că putem să găsim ceva mult mai bun decât el. În rest, aș vrea să schimb și pe Højlund, însă prin sincer accidentat a fost și i-a scăzut overall-ul la 90, ceea ce, da, eu zic că putem să găsim ceva mai interesant. Dar nu știu dacă ne ajunge bani. Dacă ne ajunge banii, s-ar putea să transferăm cu altcineva. E bine, și ce ar fi noi să-l transferăm pe Jude Bellingham de la Real Madrid? Un mijlocaș chiar foarte, foarte bun, o să ne coste extrem de mult, dar cu siguranță o să merite. Așa că haide să-l transferăm pe Jude Bellingham. E bine, și Jude Bellingham vine la echipă pe o sumă colosală, cea mai mare sumă pe care am văzut-o. 239 de milioane de euro pentru un jucător. E bine, și acum cu Jude Bellingham acolo în mijloc, echipa arată chiar foarte bine, cel puțin mijlocul. Și banca de rezervă, știind că l-avem pe Bruno Fernandes. Din păcate nu mai avem bani să transferăm un atacant, pentru că a costat chiar foarte mult Jude Bellingham, dar poate în sezonul următor, în caz că nu crește Højlund, îl schimbăm. Așa că haide să sunăm în sezonul cu numărul 6 să vedem ce reușim să facem în acest sezon cu Jude Bellingham. E bine, sezonul cu numărul 6 s-a terminat și el. Haide să vedem cum arată echipa noastră și arată destul de bine. N-a crescut foarte, foarte mult, adică aproape deloc. Însă Jude Bellingham vedem că arată foarte bine acolo în mijloc în continuare. Sunt sigur că a făcut, cred că a schimbat echipa efectiv. La goluri vedem că este cea Højlund cu 32 de goluri, foarte bine pentru el. Aparent nu cred că trebuie să-l schimbăm. 92 overall, foarte bine pentru el. Zirkse cu 28 de goluri, Amat cu 24, wow, câte goluri, și la asisturi să vedem cine este Kvaratskhelia cu 15 asisturi. Iar în ligă se pare că reușim să câștigăm a treia oară la rând, Premier League cu 75 de puncte, bine acolo, distanță mică, foarte de 2 puncte de Manchester City. Mai departe câștigăm aici FA Community Shield cu 3-1 versus la West Ham, din păcate pierdem Emirates FA Cup cu 2-1 versus la Aston Villa. Totuși câștigăm Carabao Cup cu 4-2 versus și la Fulham. Iar în Champions League terminăm tabelul pe locul 1 cu 22 de puncte. Incredibil acolo. Mai departe o spargem pe Juventus cu 6-0 la general. O batem pe Manchester City cu 3-2 la general, foarte la limită. Iar în semifinale o scoatem Barcelona cu 3-1. În sfârșit trece și noi de round of 16. Iar finala va juca versus și la Borussia Dortmund. Haideți să vedem ce reușim să facem și dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim, în sfârșit, reușim să câștigăm finala UEFA Champions League cu 3-0 versus și la Dortmund. În sfârșit nu am mai fost scos în round of 16 și am reușit să ajungem și noi în finală și ba chiar am câștigat-o. În sezonul numărul 7, haideți să vedem ce putem să facem la echipă. Vedem că cam toți sunt la națională. Totuși avem câțiva bani, presupun, dar nu știu pe ce poziție să schimbăm un jucător, chiar nu știu. Am putea în locul lui Nana, are 34 de ani, mă uit la jucătorii mai bătrâni, însă cap toată echipa e aproape sub 30 de ani, în afară de Martinez, care este puțin mai bătrân. Poate cine știe îl schimbăm pe el, dar sezonul acesta, să fiu sincer, cu echipa aceasta, nu cred că avem nevoie de vreun transfer. Așa că haideți să simulăm sezonul numărul 7, să vedem dacă reușim să câștigăm din nou UEFA Champions League cu această echipă. Opa, și se pare că se dă balonul de aur și se pare că, haideți să vedem ce câștigă. Ok, și se pare că este Amad, what? Surprinzător, câștigă aici Amad, vedem pe Kvaratskhelia acolo, care și-l putea să câștige, însă în sfârșit câștigă și noi un balon de aur. Chiar m-am mutat în fiecare sezon, mereu vine Haaland Mbappé, vine Haaland Mbappé. Dar data asta este Amad. Sezonul numărul 7 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa noastră și arată foarte bine. Uite, știu tot atacul nostru în afară de Højlund. A crescut până la 94 overall, ba chiar Bellingham la 95. Vedem totuși că Lisandro Martinez a scăzut, cred că a scăzut, nu știu, parcă se zic că n-avea 89. Însă, din păcate, vedem că De Ligt este accidentat aici, din păcate. Iar la goluri vedem că este Joshua Zirze cu 36 de goluri. Kvaratskhelia mai departe cu 27, apoi Amad cu 22 de goluri, incredibil câte goluri la echipă. Și Kvaratskhelia este top și la asisturi. Ei bine, și este incredibil, câștigăm a patra oară la rând Premier League cu 80 de puncte și ce face Nottingham Forest pe locul 2, incredibil, cu 5 puncte distanță. Ok.
Mai departe câștigăm aici FA Community Shield fără nicio problemă cu 3-1 versus și la Aston Villa. Câștigăm și Emirates FA Cup cu 3-2 versus și la Burnley. Iar Carabao Cup câștigă aici Liverpool. Și se pare că reușim să câștigăm UEFA Super Cup cu 4-2 versus și la West Ham. Iar în Champions League terminăm tabelul pe locul 3 cu 18 puncte, Real Madrid pe locul 1 totuși, unde mai departe am scos-o pe Club Brugge cu 6-1 la general, în quarterfinal să scoatem pe West Ham cu 4-0 la general, însă în semifinale, frate, ne scoate Chelsea cu 4-2 la general și câștigă Chelsea, ok. În sezonul numărul 8, haideți să vedem ce mai putem să facem la echipă. În primul rând, aș vrea să schimb fundașul nostru, Lisandro Martinez, capitanul nostru, să-l punem desigur pe banca de rezerve, în locul lui Mazraoui probabil. Și haideți să vedem ce fundaș putem să găsim, unul foarte high rated. E bine, și ce părere aveți de acest jucător, care cred că este genul lui Kim Min-jae sau cine este, că poate fac cea mai mare greșeală, dar cred că e japonez. Are 92 overall, 24 de ani, de la Bayern, mi se pare fundașul perfect. Și acum hai să vedem, Jin Tae-jun, sper că așa se pronunță. O să ne coste destul de mult, însă este cam cea mai bun fundaș din joc, cum te faci, așa că haideți să-l cumpărăm. E bine, și noul nostru fundaș japonez vine la echipă pe o sumă destul de mare, 166 de milioane de euro. E bine, și l-am pus aici pe Jun, pe linia defensivă împreună cu The Ligt, pentru că el are 89 overall. Din păcate este accentat, dar să sperăm că își revine. Nu prea mai avem bani de niciun transfer, pentru că mă gândeam să-l lucrez aici pe Bruno Fernandes și pe Rashford, dar da, nu mai avem bani. Așa că așteptăm în următorul sezon. Așa că haideți să simulăm sezon cu numărul 8 să vedem ce va face Manchester United în continuare. Ok, și se pare că din nou avem ceremonia pentru balonul de aur. Să vedem cine este. Cred că este Zirkzee. Hai să vedem. Ok, și se pare că da, este Joshua Zirkzee. Câștigă el balonul de aur. Bravo lui, chiar bravo lui. Chiar a avut un sezon foarte, foarte bun, peste 30 de goluri, clar merita balonul de aur. E bine, și vedem că sezonul cu numărul 8 s-a trenat și el, hai să vedem cum arată echipa și... Bellingham la 96 overall, foarte bine acolo. Amad, vedem că a crescut până la 95, primul din atacul nostru. În rest, echipa arată destul de bine și cam avinga la 93, însă vedem că Onana, da, uite, Onana a început să scadă. Iar Diogo Costa este puțin în spatele lui. Iar la goluri se pare că este Zirkzee cu 36 de goluri. Foarte bun acest jucător. Amad cu 30 de goluri. Gvaraschina în spate cu 13 și la asisturi se pare că este Amad cu 17 asisturi. Și se pare că reușim din nou să câștigăm Premier League. A 5-a oră consecutiv, dacă nu mă înșel, cu 84 de puncte. Totuși mai vreau și o Champions League dacă se poate. Câștigăm desigur FA Community Shield cu 4-2 versus și la Nottingham Forest, la penaltiuri. Din păcate nu câștigăm Emirates FA Cup, nu câștigăm nici Carabao Cup, iar în Champions League terminăm tabelul pe locul 3 cu 18 puncte, unde mai departe o scoatem pe Athletic Bilbao cu 7-2 la general, însă în quarterfinals, frate, ne scoate PSG cu 3-2 la general și câștigă PSG. În sezonul numărul 9, haideți să vedem ce putem să facem la echipă, mai ales că a plecat Rashford, a plecat și Bruno Fernandes și trebuie să înlocuim doi jucători, un atacant și un mijlocaș. Vede că avem niște bani, putem să transferăm ceva, așa că haideți să căutăm niște jucători. E bine, și am găsit aici doi jucători destul de interesanți, Bologun, care aparent este la Fulham, și acest mijlocaș Bov, nu știu exact cine e, dar mi s-a părut interesant, 83 overall, eu zic că o să ai niște destul de mult, așa că haideți să-i transferăm pe amândoi. E bine, și acum cu Bologun și Bov, eu zic că avem banca destul de bună. Desigur că va mai trebui să schimbăm puțin în sezonul următor, mai ales că Onana nu mai vrea să-și prelungească contractul, are 36 de ani, probabil că o să facă 37, așa că va trebui să transferăm un nou portar, dar asta în sezonul următor. Așa că haideți să simulăm sezonul numărul 9, să vedem ce va reuși să facă Manchester United și poate vine din nou Champions League-ul acela. Ok, și pentru a treia oară din nou la balonul de aur, să vedem cine este totuși, se pare că este... Haide, este Amad cumva? Da, este Amad din nou, ok, se pare că Amad câștigă al doilea lui balon de aur. Sezonul numărul 9 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată, hai să vedem, destul de bine, Amad în continuare 95, însă vedem că Zirkzee cu Kvaratskhelia au scăzut în overall. Iar Dalot și el la fel a scăzut până la 89, de la 91 parcă să zic avea. Totuși în continuare echipa arată destul de decent. Desigur că Dalic poate trebuie schimbat și Martins la fel, însă avem destul de mulți jucători foarte, foarte decenți. Iar la goluri vedem că este Amad cu 29 de goluri. Foarte, foarte bine pentru el. Nu mă așteptam
deloc când am început această simulare că el va crește așa de mult. Zirze după aia cu 21 și Kvaratskhelia cu 20 de goluri, iar la asisturi este Kvaratskhelia cu 19 asisturi. Și se pare că reușim din nou să câștigăm, incredibil, din nou și din nou și din nou și din nou. Câștigăm cred că a 6-a oară la rând Premier League cu 82 de puncte. Câștigăm și FA Community Shield cu 2-1 versus cei de la Burnley. Din păcate pierdem finala Emirates FK versus și la Newcastle, iar Carabao Cup se pare că câștigă aici Leicester City. Iar în Champions League se pare că terminăm tabelul pe locul 4 cu 18 puncte, unde mai departe am jucat versus și de la Athletic Bilbao, unde ne-a bătut pe bune, iar în Round of 6 ne bate toate echipele, ne bate efectiv toate echipele. 2-0 ne bate Athletic Bilbao și câștigă Chelsea, incredibil, câștigă UEFA Champions League Chelsea. E bine, și am ajuns și în ultimul sezon, sezonul numărul 10, unde trebuie să facem niște transferuri. Avem nevoie de un nou portar de rezervă și, să fiu sincer, avem nevoie și de un nou fundaș de rezervă, pentru că Martinez dacă am plecat de la echipă. Așa că o să transferăm un portar, acest portar destul de interesant și fundașul acesta Beraldo, 85 overall și respectiv 87 overall. Destul de bun pentru acest sezon, fiind ultimul sezon, eu zic că o să facă treaba perfectă. Așa că haide să-i transferăm pe amândoi. Iar acum cu acest portar nou și Beraldo, eu zic că nebune e surca acest sezon. Așa că haide să simulăm ultimul sezon, sezon cu numărul 10, ce va reuși să facă Manchester United. Ei bine, și în ultimul sezon, desigur că trebuia să câștigăm aici balonul de aur, însă cine este? Haideți să vedem. S-ar putea să fie Ahmad? Ok, și se pare că da, este Ahmad, câștigă al treilea balon de aur al său, chiar foarte, foarte bine, chiar merită, un jucător chiar foarte, foarte bun. Și surprinzător, nu mă așteptam să ajungă el așa de bun. Ei bine, sezonul numărul 10 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și hai să vedem. Wow, efectiv, wow. Ahmad a crescut până la 96, Bellingham la 97, însă da, uitați-vă că echipa scade ușor, ușor, Kvaratskhelia scade, Zirze scade, De Ligt și la fel, Dalot, da, dar dacă mai jucam, probabil uitam că îi transferam pe acești jucători și aduceam jucători mai buni în locul lor. La Sassuolo totuși sezonul acesta să vedem, Ahmad cu 38 de goluri, cel mai bun sezon al lui și ultimul, Zirze totuși cu 37 de goluri și el reușește ceva și Bellingham 30 de goluri și el. Uitați-vă doar câte asisturi are Ahmad. Vedem că are un total de 64, dacă nu mă știu, dar 64 de contribuții în 66 de meciuri. Incredibil cât de crucial a fost la echipa aceasta Ahmad. Și ca de obicei, deja ne obișnuisem oricum să câștigăm din nou Premier League pentru a 7-a, 6-a oară, nu mai știu, chiar nu mai știu, cu 79 de puncte. Câștigăm desigur și FA Community Shield cu 2-1 versus de la Newcastle. Din păcate pierdem Emirates FA Cup cu 2-1 versus de la Aston Villa. Dar totuși câștigăm Carabao Cup cu 4-1 versus la Bristol, chiar nu știu această echipă. Iar în Champions League terminăm tabelul pe locul 5 cu 15 puncte, unde mai departe dăm de Frankfurt, pe care o scoatem cu 3-2 la general. În quarterfinals dăm de Paris Saint-Germain, pe care o scoatem cu 6-2 la general. Iar în semifinale reușim să o scoatem pe AC Milan cu 3-2 la general. Iar finala o vom juca versus la Liverpool cu 4-2, au putut acolo. Haideți să vedem, 3, 2, 1 și reușim, mă, reușim să câștigăm ultima finală, asta zic, mă, ultima finală din ultimul sezon cu 2-1 îi batem pe cei de la, cu 2-1 îi batem pe cei de la Liverpool și câștigăm al doilea nostru Champions League. E bine, și cam astea au fost 10 sezoane petrecute la Manchester United. Am schimbat complet echipa, însă uitați-vă câți jucători au rămas totuși. Hoylund cu Zirze, Ahmad, care surprinzător a crescut foarte mult, Dalot, De Ligt și pe banca de rezerve au rămas foarte mulți jucători buni. Obiectivul eu zic că l-am făcut pe toate sau aproximativ acolo, eu zic că l-am făcut. Nu uitați să scrieți în comentarii mai multe idei de simulări, pentru că începem simulările de 10 sezoane cu jucători și cu echipe, așa că aștept idei de la voi. Desigur, și să verificați linkurile din descriere. Așa că dacă v-a plăcut, dați acolo să apăsați butonul like, să strângem 100 de like-uri, m-aș bucura foarte mult să strângem la acest videoclip 100 de like-uri. Să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, să activați și clopoțile, am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!